Salut și bine am găsit la un nou episod de Clash of Clans, pentru că am văzut că iubiți această serie și că am zis să mă reapuc să mai postez mai multe episoade cu Clash of Clans și cu mai multe jocuri. Să apar și jocuri noi pe canal, cum ar fi Dead by Daylight, și o să mă mai gândesc ce jocuri să mai fac. Pentru că mi-am schimbat telefonul, mi-am luat un S21 Ultra cu 512 GB, așa că o să pot filma o grămadă. Și să mă dați voi idei ce aș mai putea face pe Clash of Clans. Dacă vă plac episoade de Clash of Clans și mai aveți episoade, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați cei care sunteți noi. În episodul de astăzi o să vă arăt cam ce am mai făcut. După cum vezi, am făcut Tahoe 14 cu 3-4 stele. Am mai upgradat astea două, un Inferno Tower, din păcate numai unul am reușit, astea nu cred. Nu, astea de la Tahoe 13. Clan Castle-ul, ce am mai upgradat Eagle-ul. Cam atâta. La defensor nu prea mai jucat așa mult. Și Enemy Camp-urile parcă. Nu știu dacă astea sunt la Town Hall 14 sau la 13. Nu mai țin minte. În laborator cea mai gradat a fost Valkyria. Am băgat Ice Golem-ul și cam atâta. Cred că este la Town Hall 14. Să nu mai țin minte exact. Ba nu, și Dragonul cred că mai gradat. Da, Dragonul la 9. Și atât, în rest, nu prea, pentru că, repet, nu prea mai joc. În acest episod o să vă arăt aici atacul meu de la Clan War. M-am obțicat destul de tare pentru că aproape am dat 3 stele și din vina a doua Inferno Tower-e, astea două de aici, n-am reușit să dau 3 stele. Și după o să dăm un atac pentru că nu prea știu ce să mai fac pe Clash of Clans, de-aia zic să-mi dați idei cu ce aș vrea să fac pe Clash of Clans sau dacă aveți voi ceva idei cu challenge-uri. Și dacă aveți idee bună, o să vă pun comentariu în următorul episod. După cum vedeți, să dau pe 4x ca să nu vă plictisesc să meargă mai repede atacul. După cum vedeți, acest Inferno Tower a rămas cu mai puțin de jumătate de viață. Deci când am văzut atacul ăsta, am zis, îi dau 3 stele, că n-are cum să nu îi dau 3 stele. Și uitați-vă aici. Mi-am luat un P.K., mi-am luat King-ul, mi-am luat și al doilea P.K. și mi-am luat și ultimul P.K., ăsta i-am Valkyriele astea de aici, da? Și am zis, hai că poate îi dau 3 stele, da? Imposibil. Dacă nu iau P.K.-ul ăsta, dacă nu era ăsta Inferno pe single, probabil le am 3 stele. Și ca să vă zic, până nu uit, cei care vreți să-mi dați add friend, aici e tag-ul, pentru că când, atunci când nu mai știu dacă țineți minte, dacă nu uitați-vă la videoclipurile mai vechi, că mi s-a furat contul și mi-o știu la toți prietenii din listă. Deci cei care vreți puteți să-mi dați add, mai am cred că destule locuri, stați să mă uit acum. Nu mai am chiar așa multe, dar mai șterg eu oricum de aici, că sunt mulți din care nu mai joacă și șterg de la prieteni. Că atunci puteți să mă adăugați. Ok, am oprit filmarea până am găsit unul de atacat ca să nu vă plictisesc. Să-l atacăm pe acesta pentru că are destul de mult gold. Și eu zic să începem de aici de jos, să luăm astea două storage-uri. Nu mă interesează dacă îi dau o stea, două sau trei. Trei nu cred că îi dau, dar oricum nu contează. Vreau doar să iau măcar jumate din gold. Deci nu știu dacă o să reușesc care are două acolo storage-urile și probabil nu o să ajung. Și am mai grabat storage-urile, am uitat să zic. Deja mi se încurcă limba în gură că n-am mai filmat de foarte, foarte mult timp. Știți și voi asta. O să încerc să postez cât mai des, chiar dacă nu zilnic, o să încerc să postez cât mai des. Deci revenim cu postatul. Deocamdată o să filmez câteva episoade ca să am pe zilele astea care urmează, cu mai multe jocuri. V-am zis că o să fac mai multe jocuri pe canal. Și dacă aveți... M-a sunat cineva așa că o să trebuiască să tai partea asta. Oricum, dacă mai aveți idee de joc cu ce aș mai putea face pe canal, nu uitați să scrieți în comentarii. Și dacă o să-mi placă jocul sau poate îl joc deja, o să fac episoade cu acel joc. Deci da, cam atât a fost episodul de Clash of Clans. Nu uitați să vă abonați cei care sunteți noi, să apăsați pe butonul de like. Ne vedem data viitoare. Pa!